Bună dimineața! Dacă ar fi să-mi imaginez o scenă de film în care o prințesă, o domniță, o regină se plimbă relaxată printr-un balcon al unui conac într-o zi de sărbătoare, să știți că cu siguranță ar fi vorba despre acest conac în care mă aflu acum. Vestea bună este că și noi putem să fim actori principali în acest film dacă închiriem acest conac care se află la 90 de kilometri de București, în județul Prahova, în satul Tohani. Este un conac ce a aparținut principelui Nicolae, fratele regelui Carol al II-lea, și arată într-un mare fel, să știți, zilele de sărbătoare sunt aici extraordinare. Însă, care este cu adevărat farmecul lor, ne spune gazda noastră de astăzi, Ștefan Timofti. Bună dimineața! Bine ați venit din nou pe la noi, ca să mai fost pe la noi, dacă ne amintim acum ceva vreme când găteam noi pe afară și vă prezentam o cantină, de fapt o cramă, dacă stau să mă gândesc bine. Astăzi ne bucurăm de continuarea sărbătorilor, așa că iată-ne în fostul conac al principiului Nicolae, iată-ne în salonul de bal, cel care pe vremuri găzduia mai toate petrecerile regale a capetelor încoronate din vremea respectivă, și astăzi cred că o să ne mutăm puțin să vedem și camere, o să ne bucurăm, să zic așa, de o masă festivă, să vedem ce făceau oamenii pe vremea respectivă, pentru că capetele încoronate, știi foarte bine, că nu mâncau, să le spunem noi așa, scofeturi cum mâncăm noi astăzi. Erau o idee mai elevați din punctul ăsta de vedere. Când spunem petreceri regale, ne-am putea gândi la o atmosferă rece, dar nu este deloc așa, pentru că aici este foarte primitor acest conac. Simțim căldura și cumva farmecul petrecerilor de altă dată, și vreau să-ți mărturisesc că eu, pășind în acest conac, deja parcă simt nevoia să-mi iau o altă atitudine, să mă înclin, să întind mâna, de ce nu, spre a fi pupată, desigur, și vreau neapărat să văd ce oferă aceste încăperi. Chiar acum intrăm în, să zicem, camera emblemă a conacului. Ce poate să ofere mai bun acest conac dacă vii să te cazezi într-o zi de sărbătoare? Unde suntem? Suntem în ceea ce noi numim camera reginei, dar de fapt și de drept este un fel de suită reală sau suită regală pentru noi. Este apartamentul care deservește, în cazul nostru, la protocoalele de grad 0, pentru că aici nu stă nimeni altcineva decât familia regală. Fiind în fosta lor proprietate, până la urmă a trebuit, într-un oarecare fel, să le destinăm un loc în care să aibă toată intimitatea de care capetele încoronate au nevoie câteodată, să stea în afara ochilor indiscret, să stea într-un loc în care să le amintească de vremurile de odinioară, atunci când familia regală a României avea totuși, dacă stăm să ne gândim bine, o putere mare, avea și o emblemă foarte frumoasă, nu că astăzi i-ar lipsi, dar noi aici am încercat să le îmbinăm din punctul ăsta de vedere și partea asta istorică, cu un șemineu care este, bineînțeles, aprins iarna, cu un, acum n-aș vrea să indic neapărat patul, dar cu un pat mai elegant, mai regal din punctul ăsta de vedere. Le-am pus la dispoziție, aici o să vadă după aia de spectatorii noștri, și un dulap sculptat manual, care provine chiar din epoca respectivă, și nu uităm, bineînțeles, de confort. De confort, de zona asta de relaxare, așa că în toată camera asta, în toată frumusețea ei, am pus și un jacuzzi. Un jacuzzi care deja are apa caldă în el și petalele de trandafir, asta ca să ne facă poftă, așa ce putem să primim ca răsfăț într-o zi de sărbătoare. Mă simt privilegiată că am putut să intru în intimitatea unei astfel de camere. Spuneai tu că familia regală are ocazia să stea aici. Doar. Am văzut și baia care arată într-un mare fel, și această cameră cu foarte mult lemn masiv, cu tavanul înalt, plafonul înalt. Tavanul și plafonul ăsta înalt servește la a avea cât mai multă intimitate și spațiu din punctul ăsta de vedere. Așa că am pus grinzile astea de lemn masiv în partea superioară, bineînțeles niște draperii care să țină totuși, repet, ochii indiscreți departe de ochii curioșilor, deși e greu de spus că sunt ochi curioși aici, pentru că acest conac se află între vii. Asta mi se pare iarăși minunăția acestui spațiu, că ne aflăm într-o podgorie din Tohani, aici unde se fac vinuri alese, iată, poți să și înoptezi, poți să te cazezi. Nici nu vreau să întreb de prețul, Ștefan, pentru că deja vorbim de alte pretenții, vorbim de sărbători regale, însă vreau să gustăm din parfumul acestui loc. Iată pereți din piatră de râu. Pereții sunt din piatră de râu, într-adevăr, și sunt
ceea ce noi, în momentul în care s-a început restructurarea locului, sunt cei pe care noi am reușit să-i menținem. Exact ceea ce a existat pe vremuri, astăzi încă sunt în picioare. Bineînțeles, consolidați cu infiltrații de ciment pe dedesubt. Am încercat, bineînțeles, să punem în siguranță tot locul. Dar, într-adevăr, cum spuneai, se poate și caza oaspetele nostru dacă vine aici, în afară de apartamentul regal. Mai avem 5 camere, dintre care două sunt, să le numim single, cumva, dar nu sunt neapărat single. Nimeni pentru că nu vine singur, exact, să se cazeze între vii când poate să calce pe urmele, iată, capetelor încoronate ale vremurilor trecute, ca acum mai puțin. Este un loc aparte cu uși masive din lemn, totul îți miroase a bunăstare aici. Oamenii aceștia nu au fost gârciți atunci când au construit acest conac pe la 1800 și cât, mai spunem? 1800, finalul anilor 1800, începutul anilor 1900, este momentul în care conacul începe să fie construit, pentru că 1916 aproximativ, câțiva ani mai târziu se finalizează construcția, este construit beciu, este construită crama pe care am văzut o data trecută și încep și petrecerile, bineînțeles, la conac. Petreceri care, uitați-vă ce salon. Am intrat din nou în zona de bal mascat. Să zicem cumva am intrat în zona de bal mascat. Aici ne așteaptă masa festivă, dar nu în ultimul rând, ne așteaptă și Albertus van der Merwe, pe care aș vrea să vi-l introduc. Este vinificatorul nostru, vinificatorul care produce multe din vinurile pe care noi le avem astăzi la Tohani. Ne-am gândit să vă pregătim un mic ansamblu din ceea ce propunem noi de obicei oaspeților și, bineînțeles, vinurile lui Albertus. O să traduc din punctul ăsta. Aici este o bucată de carne, foarte impresionantă. Este o friptură pe care o regăsim la zilele de sărbătoare. Arată ca o masă foarte îmbelșugată. Exact așa și trebuie să arate. Exact așa și trebuie să arate. Este un club steak. Este genul ăla de carne care trebuie coaptă foarte puțin pe grătar. O servim noi de obicei atât cât într-adevăr foarte bine și se vede cum este aburul, carnea este abia făcută, este abia făcută la noi pe grătar în partea din bucătăria exterioară. Aici o să vă mai propunem repede, dar trebuie să-l pun eu înainte, acest faimos tartar de ton. Ia uitați ce frumos arată și vă mai duc încă o secundă cu un pahar de vin în mână până aici în spate, unde pastiserul nostru a pregătit câteva dulciuri. Haideți mai să vedem. Și dulciuri sunt și cărnuri care arată foarte bine pe masă, care merg toate desigur cu un pahar cu vin, pentru că suntem într-o podgorie din Prahova, spuneam, pe drumul vinului la Tohani, într-un conac ce a aparținut, iată, unui principe. Ce sărbători minunate! Îți mulțumesc tare mult pentru această călătorie fascinantă pe urmele capetelor încoronate. Absolut. La mulți ani tuturor, sărbători să aveți frumoase, chiar și regale, dacă puteți, așa cum avem noi astăzi aici. Absolut. La conac. La mulți ani! Foarte bine!